din dificultatea de a vă saluta. Pentru că a trebuit să salut cu bună ziua și o fac. Salut cu Hristos înviat pe confrații romano-catolici și protestanți care au sărbătorit deja învierea Domnului. Salut cu Hristos în mijlocul nostru pe confrații ortodoxi și greco-catolici, cu pacea Domnului pe confrații neoprotestanți. E o bogăție. Deja dintr-un salut ne-am îmbogățit cu toții. Sunt onorat și salut cu respect pe domnul pastor și pe toți domnii pastori, pe cucernicii părinți care sunt aici, pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Sunt onorat să particip la acest eveniment și nu o să fiu lung, doar vreau să punctez ceva. Am adus un dar, așa cum s-a amintit. Biserica Greco-Catolică este bine reprezentată, cel puțin prin două exemplare ale Bibliei și respectiv Noului Testament al Preasfințitului Ioan Bălan, tradus în 1937. Prin urmare, este un episcop, un om al lui Dumnezeu, un logojan, care a muncit aici, la această traducere. A muncit aici, a călcat aceste străzi și mă întrebam, o să las acest dar aici, mă întrebam acum, episcopul Ioan Bălan este sigur trecut la Domnul, în plus pentru noi este recunoscut deja prin prezența Papei Francis la Blaj ca și un om care stă în fața Domnului, este un fericit martir, deci într-un limbaj mai larg este un sfânt și mă întrebam ce face și cum stă acum acest om al lui Dumnezeu care a tradus Noul Testament, cum stă în fața cuvântului viu, cum stă acum că vede pe Iisus Hristos cuvântul întrupat și că este viu. El s-a preocupat, sigur, să traducă în limba timpului de atunci, Noul Testament, dar acum are ocazia să, între ghilimele, să confrunte acest text pe care l-a iubit, pe care l-a avut pe altar, pe care l-a sărutat cu piozitate când celebra Sfânta Liturghie și acum este în fața lui Iisus, cu El. Doar acest lucru vroiam să-l punctez, așa cum s-a spus deja, că noi, toată munca noastră a preoților, a pastorilor, este aceea de a face să nu rămână Biblia un muzeu, ci să arătăm că ea este vie, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și dătător de viață, mai ales în societatea în care trăim, mai ales între tineri, și să facem în așa fel încât să ajungă Cuvântul lui Dumnezeu, să ajungă în cât mai multe inimi, în inimile oamenilor, și să dăruiască în continuare viață. Vă felicit pentru această realizare, sunt bucuros să particip și vă doresc tuturor celor care ați sărbătorit deja, încă o dată Hristos a înviat, celorlalți o săptămână mare cu mult har și cu pace și sărbători fericite. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc și vreau în același timp să transmiteți Preasfințitului lui Alexandru Mesian sentimentele mele de apreciere, respect pentru tot ceea ce a făcut pentru muzeu, dăruindu-mi cealaltă Biblie și aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră pentru acest exemplar deosebit de valoros care va fi parte a Muzeului Bibliei și vreau să spun încă un lucru. Eu am început demersurile ca în perioada următoare să realizăm un clasor al traducătorilor Bibliei în limba română. Am vorbit deja cu președintele Consiliului de Administrație de la Poșta Română și s-a stat de vorbă cu cei de la Rom Filatelia și nădăjduim ca în următorii ani să putem să punem pe piață câteva timbre cu oameni valoroși, iubitori de cuvânt, care ne-au pus la dispoziție Sfânta Scriptură în limba noastră și potrivit generației noastre. Și cred că
pe lângă ceilalți truditori și episcopul Ioan Bălan va fi în felul acesta reamintit și, să spun așa, recompensat într-un fel post-mortem pentru lucrarea pe care a făcut-o. L-ascultăm pe Daniel Pincu cu o piesă la flaut, apoi pe părintele Zoltan Galș, pe părintele Mihai Dumitresc și după aceea din nou Aura și apoi la final Daniel Medrea, pastor baptist și profesor universitar din Buzău vor avea câteva gânduri despre Sfânta Scriptură.